Bună dimineața! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube Școala de Training. Haideți să vedem cum arată astăzi Bitcoin. Vă povesteam eu de aseară că suntem într-un tipar descendent, pe un time frame mai mic, pe un time frame mai mare. Respectăm. Ia să mergem mai mare așa. Două secunde, respectăm, suntem exact pe suport. Da, să-l tragem mai bine. Exact, aici s-a oprit. Fake. Două secunde. Da, presupunem că suntem exact pe suport, da? Ar cam trebui să țină suportul și să meargă mai departe. Vedem. Momentul de față, corecția, se pare că a creat un nou suport aici. Pot fi mai mare. Da, exact la 54.000. Nu, la 3.5.3.777. Aici a creat un suport, se pare că exact aici, da? Și momentan îl ține, da? Ceea ce înseamnă că este foarte, foarte bine. Bun. Pe un time frame mai mare, dacă ne uităm, arată bine, rupt tiparul. Pe daily, era normal să avem și o lumânare pe roșu, să testeze. Astăzi sunt șanse înapoi să urce, cel puțin încă o dată, la rezistență la 55. Da? Bun. Haideți să vedem goldul. Vă povesteam eu de ieri, că goldul se pregătește de ceva frumos. Ieri am exact pe aici. A rupt rezistența și a plecat rachetă. Unde a plecat? La prima, următoare rezistență. 265. Dacă rupe 265... și confirmă, merge mai departe, adică se vede clar, stați să ștergem asta, aici ar fi un suport, bun, rezistența următoare este la 287, exact asta am pus de dimineață pe Discord, urmează să plece, tot a testat rezistența asta, ceea ce e bine că în sfârșit a rupt-o, dar așteptați să o rupă și pasta și să o confirme, să o ia suport și next target 287, 296, 315 și ce avem după? Păi practic vă povesteam că suntem în wave 3 și avem așa un 2. Da, și urmează mai departe. Cred că ar fi un 347 următorul target. 479 și 611. Bine, mai durează, da? Astea sunt doar așa pe time frame-uri mai mici, da? Așteptați să confirme. Încercați tot timpul să fiți precauți. Take the profit, da? Nu, niciodată nu așteptați gen să meargă decât într-o direcție. Imaginați-vă că piața oricând poate să meargă în ambele direcții. Important e să faceți profit, da? De exemplu, sunt oameni care intră decât suport rezistență, ceea ce este o strategie foarte bună. Sunt foarte multe strategii, da? Pe care puteți să le abordați, dar cea mai bună sau cele mai bune de obicei sunt suport, rezistență sau tiparele, da? Bun, cam atât am vrut să vă arăt, să vă aduc la cunoștință. Vă doresc o zi minunată și baftă în trading!